ziua, bună ziua la toată lumea. Mai pot să spun bună dimineața, că deja este aproape ceasul 10. Dragilor, astăzi mă confrunt cu un caz care n-aș dori la nimeni să trecem prin așa situații. Acum două zile am văzut o postare pe o rețea de socializare, știe toată lumea, numai că nu pot să dau numele la acea rețea, dar știți la ce mă refer. Un domn primar care, bineînțeles că îl cunosc și eu, mă știe omul, a făcut un apel acolo pe rețeaua lui de socializare. Cine dorește și cine are suflet să ajutăm o familie nevoioasă, pentru că acea familie este vorba despre o mamă cu doi copilași, unul de 11 ani și unul de 13 ani. Iar ce am citit acolo din comentariul domnului primar, bineînțeles că și dânsul a ajutat foarte mult din buzunarul lui, cum s-ar spune. Pe această cale îi mulțumesc din suflet. La care m-am oferit și eu să particip la acest ajutor, pentru că v-am zis, eu când aud de cazuri din acestea nu pot să stau liniștit, pentru că nimeni nu vrea să ajungă în situațiile astea, chiar nimeni. Nu doresc la nimeni să ajungă pe drumuri sau, mă rog, povestea e mai lungă la această familie, dar nu pot să spui multe aici. Și am luat legătura cu domn primar. Am luat legătura cu domn primar, am vorbit cu el. I-am spus: domnule primar, vreau să ajut și eu această familie. Cum luăm legătura și unde ne întâlnim și cum ne întâlnim? La care domn primar mi-a răspuns, mi-a dat numărul de telefon al dânsului, o să-l sun acum după ce fac cumpărăturile. Este undeva la vreo 70 de kilometri de Severin, acel caz, cu acea femeie și doi copilași. Ca să vă spun așa, în mare parte a avut un sos bețiv, nenorocit, și cam vă dați seama ce înseamnă să faci așa ceva. Și după ce o să merg acum, după ce o să fac cumpărăturile, am zis că ajut și eu cu alimente, cu una alta, că cam asta e la bază, că degeaba te duci cu haine, că nu știi ce haine să iei la copii. Până nu vezi copii, să vezi, sunt plinuți, sunt grăsuți, e slab, e înalt, e scund, n-ai de unde să știi. Și decât să iei niște haine, să le duci aiurea și să nu le poarte, așa mai bine duc acum o tură de alimente, tot ce o să le cumpăr eu, și după ce o să-i văd, vă dați seama că o să le iau și hăinuțe. Și o să mai fac un drum, o să stabilesc cu domn primar când este necesar. Și o să mai fac un drum, poate mâine, să le duc și hăinuțe, că la noi este vremea destul de friguroasă. Și poate nu au săracii hăinuțe și nu știu, dar bănuiesc că i-a pus domn primar acolo, le-a dat un adăpost la căldură. Îi mulțumim pe această cale domnului primar. Ce să mai îmi pare rău, n-am stat. Eu am aflat de alalteri de caz, am vorbit, poate unii dintre voi și știți că am vorbit eu la Vlad, pe live-ul lui Vlad. Dar nu am cerut, cum zicea unii, că cer ajutorul la oameni. Nu, băi, fraților, eu am vorbit cu Vlad că este un caz care
nu știu dacă ai putea să stai liniștit acasă și să, bine, dacă ai suflet, dacă ai suflet de câine, poți să stai liniștit, n-ai nicio treabă. Eu n-am cerut ajutorul vostru, știți voi la aia care mă refer eu, că voi sunteți mai săraci decât aia săraci, care sunt chiar săraci, voi care stați pe live-urile astea pe aceea, unii dintre voi, nu vorbesc de toată lumea, respect pe cine știu eu, lumea bună trebuie respectată și salutată și să le dorim de sănătate, dar sunteți unii care spuneți că noi, lumea de pe chaturi, nu avem posibilitate. Dar posibilitatea ai să stai să comentezi aiurea și să faci ba pe la sărac, ba pe la nu știu cum, ba pe la analfabet. A? Vă întreb eu ăștia care comentați așa aiurea. Bă, oameni, să vă fie rușine la ăștia care comentați aiurea, să vă fie rușine că vorbiți de lume. Mai mă întrebați bine câte clase am eu, păi eu am multe clase. Acum dacă se mai greșește un cuvânt acolo la titlu și la ăștia, asta nu înseamnă că sunt analfabet sau nu mă duce capul. Nu mai vorbiți aiurea, duceți-vă, frate, că n-am nevoie de oameni de ăștia. Ca voi nu am nevoie. Nici să vă uitați, nici să mă apreciați. Are cine să mă aprecieze. Am o grămadă de oameni care mă susțin și mă iubesc și sunt alături de mine și le mulțumesc foarte mult. Voi știți altceva decât să faceți jigniri, să nu știți nimic, mă, frate. Mai și spuneți pe live la Vlad că voi n-aveți posibilitatea să ajuți. Păi, dar cine v-a cerut vouă? Păi, dacă tu ești mai sărac ca ala, sărac, cu ce să ajuți tu? Dar știi să stai pe live și să comentezi aiurea de ăla, de ăla, de ăla, de ăla, de ăla. Păi vedeți că voi vă arăta sărăcia singuri din live-uri. Și pe unde stați, pe unde umblați, din un chat pe altul. Așa că ăștia, haterii ăștia care n-aveți ce face, duceți-vă, frate, duceți-vă. Eu oricum citesc mesajele ale bune, de restul nici că mă interesează. Toate mesajele ale bune dau inimioară și apreciez. Așa, dragilor, să revenim la cazul nostru. Acum am ajuns în parcare aici să fac cumpărăturile. O să vă arăt ce o să le cumpăr. O să iau legătura cu domn primar și o să mă duc la drum. Sunt vreo 70 și ceva de kilometri de față de Severin. Așadar, haideți că mai revin. Gata, dragilor, am revenit. Ia uitați acest coș și ce este aici. Va merge la această familie. Acum să le pun în mașină. Punem așa ca să... Așa. Punem și pe aici, pe jos, că nu contează. Sunt foarte multe. Haideți că revin imediat. Deci, dragilor, așa cum v-am spus, acest ajutor va merge la acea familie care mă voi duce acum la 70 ceva de kilometri. Deci am luat de toate să aibă și să mănânce liniștiți. Începând de la ulei, zahăr, făină, orez, tot ce este necesar, bulion, mazăre, fasole verde, murături, pateuri, conserve, dulciuri pentru cei mici. Deci cam, nu mai spun suma cât am dat pe ele, că nu-i frumos dacă ajuți să și spui cât ai dat. Nu contează suma, nu contează nimic pentru acei oameni care sunt năcăjiți și amărâți, trebuie ajutați. Nu contează suma, nu contează nimic. Gestul tău ca om și dacă ești iubitor de oameni și ai suflet, așa se procedează, fraților. Asta este. Acum o să închid, că trebuie să o iau la drum. Deci cam asta este deocamdată. O să revin pe drum să vedeți cât drum parcurg până acolo unde trebuie să ajung. Vă mulțumesc frumos și rămâneți aproape, că mai urmează să vedem unde trebuie să ajungem. Deci tot ce este aici
va ajunge la acea familie. Așadar, revin. Deci gata, dragilor, am plecat la drum, am luat legătura cu domnul primar. A zis că când sunt în apropiere de acel sat, să-l sun ca să vedem unde ne întâlnim. Deci este un caz, nu știu, Doamne ferește, ferească Dumnezeu, băi oameni buni. Doamne, ce am face dacă n-am avea acest suflet să putem să ajutăm? Eu v-am spus, am crescut copil sărac și am un suflet foarte bun, cu toate că mulți vorbiți urât de mine și nu știu ce, treaba voastră, nu sunt contra, fiecare vă dați cu părerile voastre și așa mai departe. Dar să faceți și voi bine la cât fac eu bine, măcar 30% să faceți din cât fac eu. Păcat că sunteți niște oameni, unii dintre voi vorbesc, foarte răi, foarte, eu nu știu ce suflet aveți voi de vorbiți așa ceva. Da, mă rog, în fine, treaba voastră, nu mă interesează. V-am spus, când comentați frumos, apreciez pe toată lumea și citesc toate mesajele, să știți că nu mă uit și nu le citesc. De, să zic, dă-i mă, de-aia să dreacu, să uită la vlog, fac și eu 7, 8, 10, 1000, 12 mii și aia este. Nu, nu, să nu gândiți așa ceva. Deci să nu gândiți așa ceva. În fine, să trecem peste asta. Am luat-o la drum, domn primar mă așteaptă. O să-l sun când sunt în apropiere, v-am zis, sunt vreo 70 ceva de kilometri până acolo. Dar nu e problema asta. Ce vreau să vă spun, dragilor, este un caz poate rar, n-aș dori la nimeni, cum v-am spus. O să vedeți casa, o să vedeți tot, tot, tot. Mi-a sunat telefonul și de-aia am întrerupt puțin din conversație. Deci, unde rămăsesem, dragilor, la acest caz, da? Eu sunt, o să vă filmez și drumul când o să termin de vorbit, să vedeți așa și traseul. Ce vreau să spun? Aceste, tot ce am cumpărat eu, ce ați văzut pe, ce o să vedeți pe vlog, din partea mea o să fie tot ce este pentru această familie nevoiașă care nu au și o duc foarte, foarte rău. Vreau să spun că și pentru toți oamenii care mă iubesc pe mine și sunt alături de mine, acest gest este și pentru, îl dedic și din partea voastră. Eu personal îl dedic și din partea voastră, cei care mă iubiți și sunteți alături de mine. Cum ar fi ASU, Bio, Vlad, Florin Diaconu, Zara, toată lumea, Gabi, deci toți care sunteți ai mei și sunteți lângă mine, aceste cadouri care eu o să duc la această familie o să fie și din partea voastră. Deci toți care mă iubiți pe mine, că acum nu vă știu numele la toți, dar toți care sunteți alături de mine, să știți că acest gest este și din partea voastră. Eu o să vă recomand și pe voi toți, ca tot ce am cumpărat eu pentru această familie să fie și din partea voastră. Așa, dragilor, haideți că revin, să dau bice că am de mers foarte mult și o să mai revin cu filmarea când sunt aproape de locație. Deci aici am ajuns la Vânjul Mare. Mai am 3 sate și voi ajunge la destinație. Alin Ivan știe drumul ăsta pe aici, el de la mine din zonă și știe drumul, și cei care sunteți din zona mea știți Vânjul Mare, care este declarat oraș. Și după aia vine vânătorul. Am mers foarte repede.
repede. Deci drumul este cam aglomerat, dar nu contează. Așa cum v-am zis, dragilor, și din partea voastră, toți cei care mă iubiți pe mine și sunteți alături de mine și mă susțineți, acest cadou este și din partea voastră tuturor. V-am zis, nu vă țin minte pe toți, dar știți voi care. Deci toți moderatorii lui Vladu, toți prietenii lui Vladu, doamna Livia, doamna Ana, Zara Asu, Fio, Florin Diaconu, Ana Maria, sunteți mulți. Deci asta din ce știu eu. Da, vă știți voi care, vă pomenesc numele și care nu vă știu, adică nu vă rețin bine numele, știți care sunteți. Oamenii buni mă refer, este și din partea voastră acest cadou pentru această familie. Uitați, aici am ajuns la Bucura, mai am Recea și Vânătorii. Deci cam vreo 20 de minute de mers și ajung la destinație. Credeți că mai revin când mă apropii de Vânătorii. Aici am apropii de Recea. A, uitați ce câmpuri frumoase avem. Vedeți? Să poate să plece și domnul de acasă, să ne întâlnim acolo undeva în centru. Gata, oameni buni, am luat legătura cu domn primar. A zis să ne întâlnim în fața la primărie. Acum am apropii de satul Vânători, unde este acea familie. Sper ca acea familie să se bucure de tot ce primește. Le doresc doar să le dea Dumnezeu multă, multă sănătate, bucurii,
la acei copila să se bucură și ei de ce primești și să le readucem zâmbetul pe buze. Și sper ca pe viitor să fie bine, că domn primar a promis că o să o ajute, poate și cu un loc de muncă. Să dea Dumnezeu sănătate lui domn primar. Ia uitați, dragilor, ăsta este satul Vânători, unde este... Stați că merg mai încet ca să vedeți că scrie Vânători. Vedeți? Satul Vânători. Aici este locația unde trebuie să ajung. Haideți că revin, că o să ajung la primărie. Deci aici, uitați și dumneavoastră, aici stă, dar nu pot să filmez mai mult. Uitați, păcate. Păcate, Dumnezeu, și deja începe să ia din mașină. Și aici stă această familie, dar nu mă lasă domn primar să... Stați pe doamna care e de la primărie. Începe să care din bagaje. Mai sunt câteva. Ce casă, Doamne ferește! Doamne ferește, ce casă! Sunt și cu handicap, că văd două cărucioare de handicap. Copii, uf! Să vedem dacă ne lasă să facem o filmare înăuntru. Am pus în cas, pe masă. Uitați, copiii sunt în cas. Deci am închis, dragilor, că am vorbit cu domn primar, m-a sunat să mă felicite pentru tot. A fost o doamnă secretară cu mine și acum merg spre casă, dragilor, o să vă povestesc spre casă. Haideți să vă arăt că chiar... Vedeți? Primăria de la Vânători, al lui domn primar de aici. Haideți că o să revin să vă povestesc pe drum ce am văzut acolo, ferească Dumnezeu. Nu știu, n-aș dori la nimeni, dragilor, credeți-mă, așa ceva. O fată care, pot să spun că mulți și-au bătut joc de ea, o fată tinerică. Trei copilași, deci o fată tinerică cu trei copilași, să n-aibă niciun Dumnezeu. O să vă spun că de îmbrăcătură nu am ce să vă zic. Părea rău să și filmez, credeți-mă, am filmat așa, că mi-a cerut acordul la doamna și a zis, da, să nu mă filmez pe mine sau pe ea, nici atât că arată vai și amar. Deci ați văzut în ce casă trăiește, doi copilași în cărucior de handicap, ferească Dumnezeu, Doamne, Doamne, ai milă de ei. Acum am plecat și-o spre casă, de-aia n-am putut, dragilor, să filmez acolo, că... vă lua groaza, deci dacă filmam pe copila să fi văzut cum arată, vă lua groaza, nu știu, nu-i depus pe imagine, așa ceva, credeți-mă. Am stabilit cu domn primar că dacă pe parcurs a făcut doamna secretar acolo poze la geamuri, să poată să pună domn primar geamurile la casa aia, este că casa aceea este de o bunică de al fetii, din partea fetii, care bunica, că nu mai există. Îmi dau seama că sunt pe proprietari pe acolo, așa că l-a venit, vin toți, dar l-a ajutat, n-ajută nimeni. Azi domn primar să se intereseze bine, să vadă dacă mai sunt moștenitori pe acea casă, care ați văzut-o, și dacă nu mai este nimeni și poate să devină ea acolo, să facă domn primar actele și ăștia. Am vorbit cu domn primar că o să ajutăm ce putem, să-i facem casa, să aibă
condiții cât de cât, că apă nu are, lemne nu are, lemne o să primească acum de la domn primar, și să le facem niște condiții pe interior, pe exterior, ca să poată să stea. Asta am mai stat și ea până în primăvară, adică până prin martie, așa a zis domn primar. Luna asta, lui ianuarie-februarie, să descurcă el acolo cu cine mai vine și mai dorește să mai ajute. Și până prin martie, așa, el stabilește cu problema cu casa, aceea care ați văzut-o și voi la mine pe vlog. Dar ce să zic, asta este, mă bucur din suflet că și astăzi am făcut un bine. Îi doresc multă sănătate domnului primar, îi doresc mult sănătate la familia aceasta, la fetița asta cu copilașii, să le ajute Dumnezeu să le vadă calea cea bună. Și ce să mai zic, și vouă vă mulțumesc din suflet că mă susține, sunteți și voi alături de mine. Și asta este, trebuie să facem bine ca să ne aflăm și să ne găsim binele. Așa este corect și așa este frumos. Încă o dată vă spun, mă bucur în suflet, sunt răcoros așa la suflet că am putut și astăzi să ajut o familie nevoiașă. Ați văzut ce am avut în mașină, am spus că sunt și din partea voastră, toți cei care sunteți lângă mine și mă susțineți. Asta este, deci chiar credeți-mă că mi s-a rupt sufletul, dar sper pe viitor să reușească această familie să-și facă o mamă cu 3 copilași și 2 bolnavi. Asta este. Eu mă bucur din suflet că am făcut efortul și domn primar mi-a mulțumit foarte mult. A zis că așa ceva mai rar sunt oameni. De asta este, trebuie să ajutăm. Eu la cazuri de ăștia când aud, sunt, nu că săritor, sunt foarte săritor. Sunt foarte săritor. Așa, dragilor, am plecat spre casă. Deci am plecat spre casă. Mai am vreo 43 de kilometri. Se vede aici. 49 de fapt, până la drobeta turnul Severin. Să vă zic, dragilor, vă pup, vă doresc o zi minunată și să ne revedem cu bine, vă doresc multă, multă sănătate și să nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, că fac numai fapte bune și reale, nu pentru vizualizări sau pentru ce fac, pentru voi, ca să vedeți și voi țara noastră că totuși mai este și există oameni amărâți, oameni săraci care merită o mână de ajutor. Vă mulțumesc din suflet că ați vizionat acest vlog. Multă, multă sănătate vouă și la copilașii voștri și la familiile voastre și să ne revedem cu bine, dragilor. Multă sănătate, v-am pupat pe toți.